Grâul are probleme serioase în vestul țării. După ce seceta din toamna trecută a îngreunat înființarea culturilor, acum se constată o imaturitate vegetală la această cereală. Nici producția de rapiță nu are un viitor prea roz, atenționau încă de anul trecut autoritățile locale din această regiune a țării. De precizat că, în 2018, Timișul s-a situat pe primul loc în topul județelor în ceea ce privește recolta de grâu și orz, cu o medie de 6.200 de kilograme la hectar. Pe locul al doilea s-a clasat Aradul, iar în ultima treaptă a podiumului s-a aflat Bihorul. O echipă AgroTV a fost în vestul țării și a stat de vorbă cu fermierii pe subiectul grâului din 2019. Vreau să-mi spuneți dacă anul acesta ați cultivat rapiță, pe ce suprafață și mai ales ce s-a întâmplat cu ea. Bună ziua, bine ați venit! Anul acesta am avut în cultură 335 de hectare, rapiță pe care am semănat-o în toamnă, dar nu a răsărit nimic, pentru că a fost o secetă din luna iulie până în luna noiembrie, până în 21 noiembrie, nu am avut niciun litru de precipitații. Ne-am chinuit foarte mult să pregătim terenul în perioada verii, pentru că am avut o perioadă de recoltat cu multe ploi, solul s-a tasat foarte tare, după care l-am prelucrat foarte greu. Am semănat rapița, dar, așa cum spuneam mai devreme, nu a răsărit nimic din ea. Aici, unde suntem acum, am reînsămânțat cu grâu, practic avem grâu în monocultură aici, pentru că am ales să seamăn în grâu monocultură, să nu avem probleme cu atât de mari cu seceta, în cazul în care vom avea anul acesta un an secetos. Cum arată culturile pentru momentul ăsta în care ne aflăm? Da, în acest moment culturile în județul Bihor, cel puțin în partea de nord a județului Bihor, arată, zic eu, foarte bine. Am avut grijă în toamnă, în vară, să păstrăm apa care am avut-o imediat după recoltatul rapiței și am început din vară să pregătim terenul și l-am nivelat în același timp pentru a păstra apa. Datorită acestui lucru, grâurile și rapița inclusiv la noi arată destul de bine, chiar zic eu bine. Ați avut precipitații, dar în același timp ați folosit și produse de calitate. Da, bineînțeles, fără o tehnologie bună nu poți să ai rezultate în ziua de azi. Într-adevăr, am folosit sămânță certificată la grâu, la fel la rapiță. Am folosit îngrășăminte chimice pentru a ajuta plantele să se dezvolte. În același timp, unde a fost necesar, am făcut inclusiv un tratament pentru boli în toamnă.